guvernul, ascultăm pe Viorica Dăncilă. La acest format. În același timp am avut o discuție foarte bună cu premierul Republicii Populare Chineze, discuția axată pe cooperarea dintre România și Republica Populară Chineză în domenii importante precum agricultura, transporturile, dar și în ceea ce privește participarea Chinei, firmelor din China, la obiectivele strategice ale parteneriatului public-privat din România. În continuare, aș dori să punctez câteva date care dovedesc faptul că economia României se află pe un trend ascendent și va continua ritmul de creștere. Țara noastră a înregistrat în primele două luni un nivel record al investițiilor străine directe, depășind 1 miliard de euro, cel mai ridicat nivel după criza economică. Este o creștere cu peste 47% față de aceeași perioadă a anului trecut, care arată încrederea investitorilor străini în mediul de afaceri din România. De asemenea, exportul de servicii din această perioadă s-a majorat cu aproape 600 de milioane de euro, respectiv cu 17,5%, ceea ce înseamnă un surplus comercial de 1,3 miliarde de euro. Între serviciile cu o contribuție importantă la export se regăsesc cele de IT și transport, servicii cu valoare adăugată ridicată. În primele două luni din acest an, cifra de afaceri din sectorul IT s-a majorat cu aproape 24% față de primele două luni din 2018, iar cifra de afaceri din transporturi cu aproximativ 15%. În legătură directă cu evoluția bună a economiei, este și faptul că în luna februarie România s-a plasat pe locul 2 la nivel european în ceea ce privește lucrările în construcții, un avans mai mare fiind înregistrat doar de Slovenia. Toate acestea sunt date care confirmă măsurile bune pe care guvernul PSD-ALDE le-a luat și în același timp arată că economia românească se dezvoltă pe o bază sănătoasă. După cum știți, în ultima perioadă am deblocat proiecte importante de investiții în infrastructura de transport și am luat măsuri ca ele să aibă o perspectivă sigură de realizare în termene corect stabilite și asumate. Pe agenda ședinței de astăzi avem o serie de acte normative prin care pornim proiecte de investiții în infrastructura rutieră și pentru dezvoltarea comunităților locale. În primul rând, vom lua o decizie importantă cu privire la construcția podului peste Dunăre, la Zimnicea, o investiție de anvergură pentru România, Bulgaria, dar și pentru celelalte state din zonă. Este un proiect pe care am decis să-l realizăm cât mai rapid, împreună cu prietenii noștri de la sud de Dunăre și despre care am discutat cu premierul bulgar Boyko Borisov, atât în cadrul reuniunilor bilaterale, cât și în ultima ședință bilaterală a guvernelor României și Bulgariei. Avem în vedere dezvoltarea acestui proiect în parteneriat public-privat, cu beneficii multiple, având în vedere că vom asigura un nou coridor de tranzit pentru traficul rutier, care va face legătura între Europa Centrală și de Nord, spre Turcia, Grecia, Albania, prin România și Bulgaria. Adoptăm astăzi un memorandum prin care mandatăm Ministerul Transporturilor și Comisia Națională de Strategie și Prognoză să facă toate demersurile legislative și organizatorice pentru ca această investiție să fie realizată cât mai curând posibil. Tot în domeniul infrastructurii rutiere, adoptăm hotărârile de guvern privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru autostrada Lugoj-Deva și pentru drumul național care face legătura între Câmpul Uneag și Valea Cernei din județul Gorj. Facem acest lucru pentru a aduce mai aproape de finalizare lucrările pentru cele două obiective așteptate de cetățeni.
De asemenea, pentru susținerea comunităților locale, avem o hotărâre prin care sprijinim autoritățile din Gheorghien, județul Harghita, să modernizeze și să extindă patinoarul din localitate pentru a putea face posibilă continuarea unui sport de tradiție în această zonă. De asemenea, sprijinim autoritățile locale din Pitești pentru construirea unei săli polivalente care să poată găzdui competiții din diverse discipline sportive. Ambele proiecte, în valoare totală de peste 140 de milioane de lei, vor fi finanțate de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Ne preocupă și dezvoltarea infrastructurii pentru educație, domeniu prioritar în guvernarea PSD-ALDE. Programul Investim în Copii, Investim în Viitor, prin care vom susține construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv, intră în linie dreaptă. Adoptăm în această ședință schema de ajutor de stat cu un buget multianual de 500 de milioane de euro cu începerea finanțării din acest an. Vor avea acces la finanțare persoane juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații, federații și cluburi sportive. Sprijinul va consta atât în acordarea unui ajutor de minimis de până la 500 de mii de euro din cheltuielile eligibile, cât și în garantarea creditelor de către stat în procent de maximum 50%. Este un proiect complex, cu beneficii economice, dar și sociale, pentru că vom crea condiții astfel încât să încurajăm accesul copiilor în grădinițe concomitent cu practicarea sportului. Evaluarea și selectarea proiectelor va fi efectuată de către o comisie formată din personalități marcante ale sportului românesc și din domeniul educației. La sfârșitul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de guvern de astăzi.